Ploile cu grindină au făcut ravagii duminică în raionul Florești. O plantație de 120 de hectare cu legume din satul Cunicea a fost distrusă, iar puhoaiele de apă care s-au strâns într-un timp record au necat mai multe gospodării. Au la Dumulgeni, la Ghindihă, eu mă strâng la bani. Au, uite, apă de un metru aici. Apa a ajuns din nou în gospodăriile sătenilor de la Ghindești, după ce acum două săptămâni acestea au fost înnămurite după o ploaie torențială. În satul Cupcea din același raion, ploaia cu grindina a distrus o plantație de căpșuni și de legume. Grindina de mărimea unei cireșe a spart peliculele cu care erau acoperite plantele. Afectați de ploaia cu gheață au fost și pomii fructiferi din zonă.